Bun găsit! Astăzi vă salutăm din cartierul Cetatea Fetei, din Comuna Florești, județul Cluj. Comuna Florești este cea mai mare comună din țară, iar media de vârstă a celor de aici este de 25 de ani. Într-adevăr, 30.000 de tineri. Tineri care au studii superioare, tineri care se confruntă cu stresul zilnic, tineri care lucrează de dimineață până seara, dar totuși tineri care nu au uitat de Dumnezeu. Pentru că tot ei vin însoțiți de copiilor în fiecare duminică la biserica de aici. Vă invităm și pe dumneavoastră să-i cunoașteți. Nici n-am intrat bine în curtea bisericii că am și întâlnit un grup de copii. Erau gălăgioși și veseli, așa că am intrat și noi în grupul lor. La biserică, în special, vin să mă rog și să mă văd cu prietenii, mai povestim una alta, ne mai jucăm. Bine, mai că aș veni și eu aici la biserică. Mă priviți și pe mine în grupul vostru? Eu, dacă ar fi după mine, am zice toți în cor. Da. Am zice toți în cor? Da. Vreau să spun o rugăciune. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, cea plină de dar mare, Domnul este cu tine, binecuvântat sunt între femei și binecuvântat spre rodul pântecelui tău, care a născut două pe Hristoarul sufletelor noastre. Prea Sfântă Mare, Maică lui Dumnezeu, roade pe mine, pe toți și acum și în ceasă împlinat. Numele meu este Tată, scăparea mea este Fiul, scăparea mea este Duhul Sfânt, numele Sfântă, părăzii, amin. Ce te-a învățat pe tine rugăciunea asta? Ei, uite că te aplaudă, măi. Am știut singur. Ce zici de asta? Am știut singur. Singur, singurel? Da. Nu-i fi aflat totul de la biserică? Nu. Nu-i fi aflat totul de la biserică, oare? Nu. Nu? De la biserică aici vii? Da. La câți ani ai? 4 ani jumate. De ce trebuie să venim duminica la biserică? Ca să-L slăvim pe Dumnezeu pentru toate care ne-a dat în săptămână, să-I mulțumim că ne-a dat sănătate și pentru că ne ajută în viața cu zi cu zi. Inge, ingerelul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, într-o loc cu fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc cu mă însoțește și de rele mă păzește. Doamne, ingerei tăi, fie împărăția ta, amin. Anastasia este cea mai curajoasă, ei nu e frică de nimic, dar ne spune ea o ajută și Dumnezeu. Știe că dacă are încredere în Dumnezeu, toate se rezolvă și este conștientă de acest lucru, chiar dacă are doar 6 ani. Ești la școală? Da. Ce clasă? 10. De ce trebuie să vii la biserică? Ca să ascult eu rugăciuni. Îți plac rugăciunile? Și ce mai faceți voi aici la biserică? Păi, școală. Dar nu ți-am ajungea școala de la școală? Trebuia să mai faci în biserică? Te ajută în plus? Da. Păi ce ai învățat? Ce ai învățat ultima dată aici la școala din biserică? Păi engleză și aici. Engleză? Ia zi-mi ceva în engleză, te rog. Apple. Ce înseamnă Apple ăsta? Ce crezi că înseamnă? Măi, păi eu vin de obicei să mă rog de cele mai multe ori. Dumnezeu se bucură când mergem la biserică, ne spun într-un glas copiii. Ui, e important să spunem rugăciuni, să ne rugăm? Foarte important. Păi de ce? Pentru că așa comunicăm noi cu Dumnezeu. Ne rugăm și întotdeauna când mergem la biserică Dumnezeu se bucură. La biserică sunt și preoții și e mai frumos și e mai bine și să particip la liturghie. Nu i-am ținut prea mult de vorbă, cei mici se grăbeau. Aveau repetiție la cor, așa că s-au îndreptat către biserică, s-au închinat, au sărutat Sfintele Icoane și s-au apucat de treabă.
Bine, hai să vedem. O cântăm o strofă cu partidurile și pe de partiturile, bine? Da. De mult vrem, deschidem frumos gurdița, spatele drept, da? Și... De mult, același ton, toată lumea. De mult din vremă, de ascultăm același ton, ușur de mărâța, bine? Mai. De mult din vremă, trâne, pavăză creștinilor. Avem un cor al copiilor, dar și un cor al oamenilor mari, se numește Diaconia. Este mult spus un cor, e mai mult un grup vocal format din persoane care nu au nicio tangență cu muzica și care au calități vocale excepționale. Și atunci când s-a format corul acesta și cei care se ocupă de el, doamna dirijoare Uliana și părintele Decebal, i-au luat de la zero în ceea ce privește educația muzicală. Adică au învățat să scrie notele pe portativ, durata notelor, măsurile, cheile care se folosesc în cântarea corală. Se folosește cheia sol, cheia fa, e puțin mai greu așa ca să ai o gândire muzicală, însă s-a ajuns la un nivel foarte frumos. Întreagăt vă spun doar că au muncit vreo 2 ani pentru o liturghie de excepție, zic eu, liturghia lui Tchaikovsky, și se cântă foarte frumos, foarte pătrunzător, o dată pe lună. În rest, este o muzică psaltică, o cântare omofonă, aș putea spune, da, pentru că sunt foarte mulți dintre credincioși care cântă și ei. Iar o lună, o duminică pe lună, sunt copiii care dau răspuns la liturghie. Camelia așteaptă liniștită ca Anastasia să termine repetițiile. Este mama ei, dar și una dintre persoanele apropiate parohiei tuturor sfinților din cartierul Cetatea Fetei Florești. Camelia este regizor de teatru, iar în cadrul taberei Hristos pe înțelesul tuturor, organizată de parohie, i-a învățat pe cei mici să filmeze și să monteze. Surprinzător, și a avut de învățat de la ei. Înveți de la copii absolut tot timpul. Absolut tot timpul. Am sentimentul că prin copii am reușit să mă cunosc mai bine, atât prin fetița mea, cât și prin ceilalți cu care am lucrat și cu care mai am ocazia din când în când să lucrez. Nu este specialitatea mea lucrul cu copii, dar... Poate deveni. Poate deveni. Între timp, cei mici s-au apucat de limba engleză. D. Capital letters, litere mari. Hai să folosim capital letters. D. You can say it too. D. Ok, next. What's the letter he has to write? Școala din biserică a luat naștere anul trecut și săptămânal peste 30 de copii fac meditații la diferite materii. A fost un impact pozitiv, zic eu, și pentru copii, și pentru părinți. E altceva, e o școală altfel decât cea convențională, unde sunt ascultați, li se dau note. Aici e totul ca o joacă, dar în același timp și la modul serios. Dar membrii parohiei Cetatea Fetei din Florești nu au activități doar pentru copii, ci și pentru adulți. Fie că predau celor mici, fie că scriu la revista parohială, ei se implică activ în viața comunității. Avem mai mulți voluntari. Revista am încercat să se adreseze unui public cât mai larg, începând de la copii până la oameni adulți, de la intelectuali până la oameni cu o pregătire mai modestă. La fiecare număr alegem o anumită temă, despre avor, despre mândrie și așa mai departe, și se extrag texte din mai mulți sfinți părinți pe tema respectivă. Avem o rubrică despre iconografie. La fiecare număr încercăm să mai schimbăm editorii. Sunt unii care scriu permanent, au rubrică permanentă, dar sunt mai multe rubrici la care îi alternăm. În felul acesta încercăm să angrenăm cât mai mulți enoriași din parohia noastră. Am contribuit cu o recenzie, doar una mică,
așa, în revista parohiei și momentan predau ore de engleză, în mod voluntar, la școala parohială, deci. Dar cum s-a născut această legătură? S-a născut spontan, vă să spun. Venim destul de des aici la biserică și părintele mi-a propus, printre altele, dacă aș putea să mă aduc și o contribuție. Și cum vi s-a părut ideea părintelui? Foarte generoasă așa și un gest incredibil. Acum nimeni nu mai se gândește să facă ceva în mod gratuit și zic că e foarte frumos. Ce vă ocupați dumneavoastră? Predau. Parohia Cetatea Fetei este o parohie nou înființată. În 2006, când a ajuns aici, era pustiu, ne povestește părintele paroh. Acum însă... Pentru cei care nu sunt familiarizați cu localitatea în care sunt preot, localitatea noastră e acum, actualmente, cea mai mare comună din țară. În 2006, când am venit eu aici, erau 7.000 de locuitori. Acum sunt peste 30.000 de locuitori și totul a crescut odată cu biserica sau biserica, parohia noastră, a crescut odată cu comunitatea care s-a înfiripat aici. Parohia s-a extins, iar ceea ce era în 2006 acum este doar o amintire. Am început construcția unei biserici mari. De fapt, tot ce s-a făcut aici, în Cetatea Fetei, s-a făcut pe principiul pașilor mărunți. Atunci când am venit în 2006, nu exista un loc al bisericii, nu exista biserica aceasta, nu exista nimic, totul a început de la zero. Și atunci, timp de 2 ani de zile, am slujit în grădinița de aici, din cartier, pe holurile grădiniței, eram o mână de oameni. Atunci am simțit sau am cunoscut frumusețea liturghiei, așa cum n-am întâlnit-o în activitatea mea de preot anterioară. Și în cele din urmă, Dumnezeu a lucrat frumos și am construit biserica aceasta. Nu aveam bani pentru construcția unei biserici mai mari, așa că singura soluție a fost construirea unui altar de vară, pe care l-am și realizat în 2009. De atunci slujim timp de vară, primăvară, până toamna târziu, prin octombrie, către sfârșit, afară. Se umple curtea de oameni, de copii. Bagaia Smatarul a fost ca o replică frumoasă la ceea ce exista până atunci la el, la biserică și altar de vară. Și anul trecut ne-am apucat și de biserica mare. E o biserică foarte frumoasă, o combinație de stiluri între cel bizantin și cel maramureșan, având în vedere numărul mare de credincioși, numărul mare de tineri, numărul mare de copii. Vrem să fie o biserică adaptată cerințelor actuale, o biserică multifuncțională, să zic așa, înzestrată cu un demisol foarte generos în care să putem face foarte multe activități și cu copiii noștri, cu tinerii, cu cei care acum sunt tineri, dar cu voia lui Dumnezeu vor ajunge odată bătrâni și va fi nevoie de un spațiu adecvat lor. În afară de cele edilitare, sigur, adică adăugând la cele edilitare și construcția unei case parohiale, a unei clopotnițe, a unui centru catehetic, ne-am plăcea să putem să facem. Proiecte sunt foarte multe. Biserica din Florești tronează peste zecile de blocuri nou construite aici, peste familiile de aici. Promitem să revenim, ne-am simțit ca într-o familie, iar acasă mereu ne întoarcem cu drag.